Doar aproximativ 10.000 de saci menajeri au sosit anul acesta la Reghin. Reagecele a mai avut pe stoc câteva mii și astfel a reușit până nu demult să ofere clienților care locuiesc la case aceste produse pentru depozitarea gunoiului. De aproximativ 2 luni însă nu mai sunt deloc saci în municipiu și asta pentru că furnizorul din București nu-i mai trimite. Oricum, nici nu este obligat. Nu sunt saci deoarece nu ne trimit întotdeauna cei de la Ecorom. Vreau să vă spun că sacii primim de la Ecorom S.A. din București. E o firmă privată care ne trimite acești saci la o înțelegere cu noi, deci nu e trecut în contract cât saci ne pot trimite. Ei ne-au promis că ne trimit în fiecare lună 5.000 de saci. 5.000 de saci nici nu ne-ar fi de ajuns, dar erau bine dacă ne trimiteau acești 5.000 de saci care ne-au promis. Reprezentantul RAGCL roagă clienții ca în lipsa acestor saci să utilizeze propriile soluții pentru depozitarea gunoiului până la ridicarea lui de către mașinile speciale. Situația îi afectează doar pe locuitorii de la case. În schimb, locatarii blocurilor ridică o altă problemă majoră pentru Serviciul Reghinean de Salubritate. Oamenii aruncă resturile menajere lângă pubele, creând astfel o imagine dezolantă în zonă. Depozitează, aruncă gunoiul lângă containere. Clopotele, de exemplu, sunt în multe cartiere unde sunt goale, lângă el plin. Cele mai mari probleme le avem cu magazinele care duc aceste cartoane. Am înființat o echipă, cum să zic, care merge în fiecare zi și adună de lângă clopote, de lângă containere, gunoiul menajer. Atitudinea locatarilor ține de educație, consideră responsabilii cu salubritatea municipiului. Conștienți că e greu să lupte cu bunul simț al cetățenilor, angajații fac un efort în plus și pe lângă acțiunea de golire a pubelelor, curăță și zona. Probabil tocmai această siguranță că cineva face ordine în urma lor îi încurajează pe reghineni să fie indiferenți față de acest aspect, de altfel important în cartierul în care locuiesc.